teatrul românesc a început să arate în momentul de față altfel. Adică chiar arată bine. Iar din punctul ăsta de vedere apar tot felul de proiecte care mai de care mai interesante, printre care o să vedeți în minutele următoare, alături de cei trei invitați ai mei, trei oameni frumoși care mai de care mai tineri așa și mai zburdalnici, dacă pot să spun așa. Și în primul rând am să vi prezint și apoi o să discutăm despre proiect. Bună seara, Daniel, am să te rog pe tine să-ți prezinți colegii. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Mare drag. Mă numesc Daniel Burcea, sunt actor și am venit împreună de Andra Mirescu, care este actriță la Ion Creangă, colegul Victor Bucur, actor la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian. Bună seara și bine ați venit și vă mulțumesc foarte tare că ați venit. Vreau să fac o paranteză. Victor, tu mai joci într-un spectacol de teatru pe care eu l-am văzut acum de curând, în care joacă și Daniel, și îmi pare rău că nu te-am văzut pe tine în rolul lui Second Bob. Corect, vorbim de Toc Toc, care se joacă acum la Cinema Pro în București. Da, e un spectacol comedie pe care o jucăm de 5 ani deja. Este unul dintre cele mai jucate comedii. E adevărat, și în lume este unul dintre spectacolele foarte jucate. Se joacă în Franța, în Mexic, în Spania, peste tot. Exact, în foarte multe țări. Acum, de 5 ani, de 5 stagiuni și în București, cu mare succes și mereu, aproape mereu, cu casa închisă, ceea ce este grozav. Este foarte important. Sigur. Și te felicit pentru chestia asta, că lăsăm la parte toată echipa și pe Daniel, bineînțeles, dar e un spectacol cât se poate de ancorat în realitate, dacă putem spune așa, și de fiecare dată vine cu ceva nou. E adevărat. Niciodată nu e la fel. Și toți pleacă acasă, adică se reîntâlnesc cu unul din tocurile respective sau își caută tocul. Măi, eu ce toc pot avea? Ce tulburare obsesiv-compulsivă? Bine, niciun caz de 3. Poftim? Tocul, niciun caz de 3. De la 7 în sus. De la 7 în sus. Exact. Da, mergând un pic pe firul acestei povești, pe urmă mergem să vorbim despre proiect. Voi știți că există și un film făcut de spanioli. Fix despre asta vorbeam în mașină. Da, culmea este că filmul, din ce știu eu, nu prea a avut același impact, același succes ca și piesa de teatru, vorbind nu numai anul cea jucată de voi, dar în general, peste tot pe unde s-a jucat. Dar filmul, până la urmă, prezintă o altă variantă a lucrurilor. Da, îmi imaginez că subiectul e genul acela de subiect care prinde foarte bine live. Publicul se identifică cu actorul de pe scenă acum aici. Exact. La film e distanța, e ecranul, nu empatizează de bine în cazul acestui subiect cu personajul acela, cu problemele pe care le are personajul. Dar am trăit și eu lucrul ăsta cu Doamne ce mă cel. Am văzut prima dată piesa la comedie și apoi am văzut filmul cu Kate Winslet și n-a avut același impact. Din contră, când am urmărit cu alte persoane, a plictisit. Știm că piesa trebuie într-un suspans și mi-am dat seama că, de fapt, într-adevăr, pe film s-a pierdut ceva față de piesa de teatru pe care o văzusem chiar împreună, cred că am fost să o vedem. Dacă ne gândim și la film și la cărți, e aceeași problemă. Da. Adică dacă stai cu cartea în mână și citești, îți imaginezi acolo o nebunie curată. Sigur. Și la film, hop. Așa e. Cu siguranță există de la caz la caz, că sunt situații în care, într-adevăr, ecranizarea a întrecut cartea sau spectacolul. E foarte statică acțiunea și cred că în film avem nevoie de dinamică multă și mereu de schimbări. Și fiind atât de static, pe teatru prinde altfel, că vezi acolo ce se întâmplă. Așa la film, când e același cadru, miroși, exact. Cumva cred că te plictisește și cred că asta a fost și problema și de piesa la care făcea referire, că se întâmpla tot în sufragerie și doreai o schimbare, doreai să se schimbe ceva. Da. Așa la teatru vezi... Acum, mergând la subiectul nostru, ca să spun așa, vreau să vă felicit în primul rând pentru ideea pe care ați avut-o cu acest proiect și o să vă las pe voi să vorbiți despre acest proiect. Înainte de asta, două cuvinte de fiecare despre fiecare, ca să vă și cunoască telespectatorii noștri. Și am să încep cu tine, am să te rog pe tine să ne spui. Da, cine ești, de unde vii și ce faci? Păi sunt Andra Mirescu, sunt actriță angajată a teatrului Ion Creangă, este pentru copii, în București, și am diverse colaborări și cu Daniel și cu alte teatre independente. Când ai terminat? Depinde ce facultate. Am terminat actoria în 2011 și după aceea am terminat Păpuși Marionete. 2016. În 2016 cu Daniel, așa ne-am și cunoscut. Deci le-am făcut pe amândouă. Ca și Victor. Da. Victor, te rog. Victor Bucur, actor, și eu cu un parcurs așa mai... ciudat, să zicem. Am început în 99 facultatea Păpuși. Am intrat la Păpuși, la UNATC.
Acolo am dat, acolo am intrat. Am fost angajat la Țăndărică o vreme de vreo 10 ani, 11 ani. După care, la un moment dat, am început, în timp ce eram angajat, am început o a doua facultate de teatru, pentru că îmi doream foarte mult să fac și actorie, să studiez, de fapt, îmi doream foarte mult să lucrez cu Sanda Manu, care atunci când eu am intrat la Păpuși, dumneai făcea, avea clasă la actorie. Și am aflat în 2005 că lua clasă, urma să ia clasă la Spiru Haret și am zis, da, mă duc să lucrez cu Sanda Manu acum. Și am avut norocul să intru și să lucrez. Și dacă să... e să o luăm așa, a meritat. Absolut. Din toate punctele de vedere, a fost foarte bine, o școală foarte bună pentru mine. Când am absolvit clasa de actorie, am și intrat într-un spectacol de musical și cumva mi-am atins următoarea mea pasiune musical sau prima pasiune, pentru că îmi doream foarte mult să fac musical de la bun început. Numai că n-a fost contextul. Și la noi în momentul ăla, dacă ține minte, nu exista clasă de musical. Ironia face că în 99, când am dat la Păpuși, se înființa o clasă de musical. N-am știut asta, pentru că veneam de la Brăila și eram la UNATC. S-a înființat în anul acela, doar că s-a desființat după primul semestru. Poate că a fost mai bine așa, nu știu cum a fost să fie, dar întotdeauna am zis că ceea ce trebuie să întâmple, se întâmplă. Exact. Și e bine așa, e în regulă așa. Și am început să lucrez, am făcut Rocky Horror Show cu Alexander Hauswater. Da. Grozav musical, din păcate s-a oprit repede, s-a stins repede. Dar a fost un musical care m-a marcat și care a pus așa... amprenta pe... Am pus și amprenta și mi-a dat motoare, mi-a dat forță. Să mai departe, după care am început colaborările cu Teatrul Național de Operetă, Romeo și Julieta, Rebecca, apoi am început să studiez canto clasic și am intrat în Silvia, unde cânt clasic și lucrurile s-au schimbat și s-au dezvoltat și iată că de la Păpuși am ajuns să fac opereta, apoi fac spectacol de dramă la Timișoara, la Teatrul Național din Timișoara, colaborez cu ei. Am început cu Ana Karenina, apoi am făcut musical-uri, operetă, tango... Până la urmă, dacă stăm să ne gândim așa, t-ai acoperit cam toată plaja. Încerc să-ți zici... Se mai duce la masca și gata. Exact, asta mai era. Am făcut, în schimb, sunt la doctorat la UNATC și, apropo de masca, și pentru că am făcut niște cursuri de comedia de l'arte cu măști în Italia și apoi am lucrat cu Ferruccio Soleri în București. La doctorat, pentru că sunt bursier, m-au trecut asistentul domnului Gruia, care predă la clasa de comedia de l'arte. Prin urmare, ceva asemănător, aș putea spune că am acoperit și această... Dan Curic după aia. Exact. Eventual. Eventual. Și acum ne întoarcem la tine, Daniel. Eu am început să fac, să bănuiesc Păpuși încă de când nu dădusem la facultate, eram amator și încet, încet a fost primul meu punct în care m-am întâlnit. Eu am dat la o altă facultate când am venit prima dată în București, pentru că îmi doream foarte tare să vin în București și din teama că nu voi reuși la școală, la UNATC, la ATF, am zis că mă voi întoarce înapoi în Constanța, de unde sunt, și nu aș fi vrut acest lucru. Și de cum am venit în București, am început să mă scriu la agenții de casting, am vrut să mă la filmări, mergeam la filme americane, italiene, franceze, făceam figurație, dar nu plăcea că sunt acolo și mai chiuleam de la cursuri. Și cumva nu îmi puneam un semn de întrebare de la început, dar totuși de ce nu fac lucrul ăsta? Tot exista aceeași teamă, până în punctul în care am redescoperit Păpușile, pentru că de mic mi-au plăcut Păpușile. M-am adus la un an și 8 luni la primul meu spectacol de teatru de Păpuși. Un spectacol care se întâmpla pe scenă, noi eram puși pe scenă. Și țin minte și acum câteva imagini, culmea, cu cocori. Erau niște păsări, se alcătuiau pe mâini, foarte frumos spectacolul și mi-a zis mama, n-ai mișcat, a fost pentru prima dată când ai rămas cu gura căscată și de-a lungul și timpului... Și asta te-a fascinat. M-a fascinat și am tot mers să văd teatru de Păpuși și mi-a plăcut și am zis, gata, trebuie să dau la facultate, la UNATC. Nu știam că există această secție de teatru de Păpuși și m-a fascinat, zic, wow, cumva puteam să aleg și actorie și Păpuși. Am încercat la amândouă, dar sufletul meu era foarte aproape de Păpuși, da, bineînțeles. Și am început încet, încet să colaborez cu trupe independente, apoi licența am reușit să o dau cu teatrul municipal din Târgoviște, cu Romeo și Julieta, pus în scenă de doamna Irina Niculescu. Era un spectacol cu actori și marionete, cu muzică live. A fost un spectacol foarte frumos pe care l-am și plimbat și sunt foarte mândru că ne-am dus la festivalurile Shakespeare din Craiova și apoi ne-au chemat și în Polonia, același festival Shakespeare care se desfășoară în mai multe locuri. Și se joacă în continuare mai rar, deoarece suntem destul de mulți colaboratori. Suntem prinși și între timp am devenit în acest proiect mai mulți colaboratori și ne prinde cam greu.
Am fost angajat și la Teatrul Toma Caragiu, am rămas colaborator în continuare, deoarece era destul de solicitant să mă împart cu Naveta. Mm. Am colaborat cu Teatrul Național de Operetă și colaborez în continuare. Acum suntem în pregătire cu un alt spectacol. O să vorbim și despre ăla, pentru că mi se pare interesant și spectacolul. Dar hai să vorbim acum de proiectul vostru, pentru că voi trei sunteți implicați și e foarte bine să spunem lucrul ăsta, sunteți implicați, ancorați cu tot ce înseamnă pasiune, dăruire, talent în proiectul ăsta. Și am să vă rog să vorbim despre acest proiect și am să te rog să ne spui tu în primul rând, Daniel, de unde a plecat ideea, cum se numește și de ce v-ați apucat de el până la urmă. Proiectul se cheamă Pinocchio merge la școală, dar am să predau cuvântul colegului meu, Victor, pentru că ideea a fost a lui, de la el a pornit, cu asociația pe care el a creat-o, așa că am să-l las pe el să povestească tot acest demers. Te rugăm! Da, e o idee mai veche pe care am avut-o din dorința de a ne implica cumva în educația copiilor și de a ne implica în societate la urma urmei. Nu doar de a sta pe băncuța noastră călduță, locul nostru cald la teatru, ce facem noi ne e bine, ne e foarte bine, dar parcă vrem mai mult. Și ne-am asociat cumva așa, noi trei aici ne-am adunat și avem și alți colaboratori care gândesc ca noi și simt ca noi că nu vrem doar să stăm comod în locul nostru, ci să facem mai mult. Și am făcut acest proiect Pinocchio merge la școală. L-am gândit mai întâi. De ce Pinocchio? Pentru că Pinocchio face niște greșeli în drumul lui spre a deveni un băiețel adevărat. Și ni s-a părut un exemplu foarte bun pentru copii. Noi am dramatizat spectacolul Daniel e cel care a făcut dramatizarea spectacolului. Unde am pedalat puțin pe subiectul școala per total, adică l-am adaptat proiectului, scuze-ți. Da, apoi am făcut spectacolul propriu-zis, am înregistrat vocile personajelor, pentru că e un spectacol cu vocile înregistrate, pentru că am apelat pe de-o parte la actori și la voci mari, cum e aceea domnului Gruia, Mihai Gruia Sandu, am apelat la colegi de la operetă care au cântat foarte frumos și era foarte e important să le avem la o calitate foarte bună înregistrată. Și este o rețetă care funcționează, mai ales că noi mergem în turneu în toată da, țara. Da, și e foarte greu să-i adun pe toți, că fiecare are proiectele lui, fiecare are spectacolul și e foarte greu să-i adun pe toți într-un astfel de proiect destul de mare, dacă poți să spun. Condițiile tehnice nu sunt... Se joacă în diverse spații și nu și poți se joacă nu întotdeauna într-un spațiu... Sală de clasă să aduci 10 oameni sală care de să sport. Facă. Da, sală de sport. Și la urmă noi suntem doar 3 mânuitori care fac spectacolul folosindu-ne de vocile de care tot sunt ce înregistrate. Înregistrare. Bun, și ca să mergem mai departe cu ideea proiectului, noi vrem prin acest proiect să combatem un pic, să încercăm să combatem abandonul școlar. Să le arătăm copiilor că e important să meargă la școală și dacă iau deciziile corecte pot avea după aceea în viață beneficii și le arătăm diferența dintre deciziile pe care, din efectele pe care le pot lua deciziile lor prin acest proiect, pentru că avem varianta originală a spectacolului pe care o jucăm, în care Pinocchio alege să nu meargă la școală, da, să meargă după vulpe și motan, mă rog, ispitit de tentațiile de a se îmbogăți ca să-i cumpere lui Geppetto dintr-un gând bun de-al să-i cumpere lui Geppetto. Exact. Dar, din păcate, face lucruri grele, greșite. Și după aceea avem o discuție cu ei, un tip de atelier Teatru Forum, în care discutăm cum ar trebui să reacționeze Pinocchio, cum ar reacționa ei dacă ar fi în locul lui Pinocchio. Îi întrebăm unde a greșit Pinocchio și ei răspund. Și încercăm în felul ăsta să-i inducem lui Pinocchio alte drumuri. Exact. Și apoi reluăm spectacolul, o variantă mai scurtă a spectacolului, în care Pinocchio face așa cum au spus copiii. Și ei văd la final că, wow, dacă aleg să mă duc la școală, mi se poate întâmpla asta. Dacă aleg să nu mă duc, mi se poate întâmpla asta, alta. Și tocmai asta am vrut, de fapt, să facem cu acest proiect. Cumva, finalul este același, pentru că Pinocchio și în prima poveste și în a doua se transformă în băiețel adevărat. Numai că în prima poveste se întâmplă și lucrurile negative, cumva, în cea de-a doua poveste. Doar partea pozitivă și totul se întâmplă mult mai repede, adică ajunge la partea drăguță a lucrurilor, a partea bună a vieții, cumva, fără să treacă prin... Tot șuiesul și coborâșul ăsta pe care l-are... Exact, și se întâmplă tot binele mult mai repede. Sigur că dramaturgic vorbind, e mult mai interesantă prima variantă. Evident. Ca poveste, dar nu asta ne interesează în acest proiect. Sigur, faptul că
ei văd prima variantă de spectacolului care durează 43 de minute și văd cu toate cele, deci tot ce înseamnă un spectacol, le place asta, apoi discutăm și înțeleg că ăsta de fapt este un proiect educativ, suntem aici pentru a înțelege ceva și apoi văd și varianta a doua prescurtată, boring, să zicem, plictisitoare, poate, dar nu. Reluăm practic spectacolul și acum copiii văd diferențele și asta ne-am dorit de fapt să le oferim copiilor șansa de a înțelege că în funcție de alegerile pe care ei le fac, urmările pot fi pozitive sau negative. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, ceea ce faceți voi cu acest proiect se numește teatru educațional. Corect, este o intervenție culturală prin teatru. Mm-hmm. În general, teatru mergem... forum e. Da, exact. Teatru forum, clar, da, despre aia vorbim. Încercăm să mergem cu spectacolul nostru, în special în zone defavorizate din punct de vedere al accesului la cultură. Am mers în sate, în locuri unde copiii n-au fost niciodată la spectacole, de exemplu. Am avut chiar multe locuri în care au ridicat mâna mai mult de jumate din copiii din sală și au spus că n-au văzut spectacole de niciun fel de spectacol până acum, dar pe spectacol de teatru de păpuși. Cum a fost reacția voastră? Noi ne emoționăm foarte tare, mai ales când îi vedem cât de... Când se aprind steluțele la început. Sigur, începe spectacolul, se sting luminile, pentru că noi, datorită acestui program În stare de bine, am făcut acest spectacol și am reușit să ne cumpărăm aparatură tehnică în așa fel încât să recreăm efectiv în tot felul de spații în care mergem, senzația de la teatru. Și avem o cortină foarte frumoasă, lumini, muzica începe foarte frumos și în momentul în care spectacolul începe, se sting lumina în sală, se aprind luminile pe decor, se aprind niște luminițe frumoase și copiii toți fac wow. Iar greierașul aterizează cu o umbreluță frumos așa și se compune o imagine super cu aceste steluțe. Și ei sunt extrem de entuziasmați și încântați și le place foarte tare. Și sigur că și noi ne emoționăm când vedem reacțiile lor și ne bucurăm că practic despre asta e vorba. Da, despre emoție până la urmă, indiferent că vorbim de teatru de păpuși sau orice fel de teatru. Corect. Vorbim de emoții, vorbim de trăire. Vorbim de lucru frumos până la urmă. Unde mergeți cu spectacolul de acum încolo, cu acest proiect? Ați mers în școli, cum spunea și Victor, în zone defavorizate? Am fost în județele Timiș, Giurgiu, Călăraș, Ilfov. Am fost până acum în 15 școli și urmează alte 20 de școli, cel puțin 20 de școli. Avem o nouă finanțare, am avut o primă finanțare prin FDSC. Mai multe să facem, am 40 de reprezentații aproape. Da. Deci am avut prima parte prin FDSC, acum urmează a doua etapă prin AFCN, finanțat de AFCN și continuăm să jucăm spectacolul. Noi încercăm să-l ducem în cât mai multe zone și în avem multe școli. Avem județele Prahova, Ialomița, mergem în continuare în Giurgiu, Călăraș și am vrea și să vedem unde mai găsim. Am să vă rog pe fiecare în parte și am să încep tot cu tine. Să ne spui, în afară de acest proiect, unde te mai poate vedea telespectatorul de culard jucând? Și ce? Păi, în primul rând, mă poate vedea la Teatrul Ion Creangă București, în multe spectacole, așa că dacă dau acolo, avem spectacole pentru segmentul de vârstă de la 0 ani la 12-13 ani și în diverse teatre independente, inclusiv școli, grădinițe, tot pe educativ, Lightwave Theater Company și tot felul. Am înțeles. Victor? În viitorul apropiat voi avea la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian un spectacol, mai exact pe 14 aprilie, Bonjour, Bonuit, Paris, un spectacol de șansonete, un spectacol despre povestea unui teatru, un spectacol frumos la care invit publicul să vină. La operetă eu joc de câțiva ani buni, de 10 ani deja, iată. Și asta este următorul spectacol pe care l-am. Apoi, din iunie, vom avea o nouă premieră acolo, Kiss Me Kate, care e un musical scris de Cole Porter, un musical absolut spumos și sperăm să... Cu mare drag dacă îl venim și îl vedem și noi. Grozav. Daniel, să te rog să înainte să ne luăm la revedere să-mi spui și de acel proiect de care vorbeam noi. Da. Sigur că da. Păi publicul îmi poate vedea în Toc Toc, în spectacolul pe care l-ai văzut. Pe 24 martie avem următoarea reprezentație. La Ploiești am rămas în Vrăjitorul din Oz. În momentan colaborez doar pe acest spectacol. O să plecăm în festivaluri cu el pe la Buzău, pe la Brașov, dacă nu mă înșel, și urmează să pregătim premiera de la operetă, Parcul de Distracții, un spectacol, un musical pentru copii și cu copii. Majoritatea celor în distribuție vor fi copii. Scenariu făcut de Virginia Șarga și Cătălin Rotaru. Pe care îi salutăm cu această ocazie. Îi salutăm că au fost invitații tăi acum câteva emisiuni și...
Momentan... Și cu Dana Rotaru, bineînțeles. Și exact, și regia Dana Rotaru, foarte bine că ai menționat. Tudor, muzica Andrei Tudor, pardon. Da, exact, Andrei muzica Tudor. Andrei Tudor. Și Pinocchio, care îmi acaparează foarte mult din timp, pentru că pe lângă faptul că jucăm, trebuie să facem și recrutare, mă ocup și de PR. Deci suntem oamenii orchestră pentru acest proiect. Mă, până la urmă, momentul în care ești implicat într-un astfel de proiect, și acum trebuie să recunoaștem toți, indiferent despre ce este vorba, trebuie să te implici cu totul. Da. Că cel mai bine, cine poate să facă un lucru mai bine decât tu, cel care ești implicat direct în proiectul ăla? Păi vreau să spun că la început, în producția spectacolului, și cu asta închid, da, a fost nevoie să stau lângă toți oamenii cu care am lucrat, pentru că nu neapărat că erau toți profesioniști, dar ca să fim mai aproape de ceea ce ne dorim noi. Exact, ceea ce simțiți voi că trebuie. Sigur că au înțeles, exact, da, că afișele n-au ieșit de la început cum trebuia, că siglele nu știu cum erau. La croitorie, de asemenea, trebuie să stea Daniel să facă hăinuțele păpușilor într-un fel anume, ca să încapă să poată să fie mânuite păpușile. Da, da, da. Unde am mai avut problemele? La huse, okay, la... Nu le numim probleme, le numim piedici. Am stat lângă toată lumea, tocmai ca să fie cât mai aproape de ceea ce ne dorim. Și a funcționat. Eu te felicit pentru dârjenia asta pe care ai avut-o și faptul că nu te-ai lăsat, și vă felicit și pe voi, pe tine, Victor, pentru idee, pentru că dacă n-ar fi fost ideea, nu ar fi existat, corect, ghilimele de rigoare, produsul. Corect, apoi dacă n-ar fi fost echipa, n-ar fi, exact, existat produsul. Exact. Te felicit și pe tine pentru ceea ce faci cu, în acest proiect, dar și ceea ce faci la Teatru Ion Creangă, și nu, acum îți spun la final, să știi că știu ce faci, că te-am văzut în spectacole. Și vă urez în continuare fiecăruia în parte la cât mai multe ore pe scândură. Mulțumim, mulțumim, mult. Pentru că scândura aia pentru noi înseamnă mai mult decât înseamnă aerul pe care îl respirăm. Așa este. Și contează enorm de mult aerul ăla al scândurii de teatru, indiferent că vorbim de operetă, că vorbim de teatru sau că vorbim de teatru pentru copii la Ion Creangă. Dragi prieteni, dacă aveți copii în școli, și vorbim și în București și nu numai, dacă auziți că vine Pinocchio pe la școală, duceți-vă copiii să vadă spectacol, pentru că merită, din toate punctele de vedere. Ați auzit, de la costume, idee, până la echipa care lucrează în acest proiect, merită să-i vedeți, merită să vă duceți și să dați mâna cu ei, pentru că sunt oameni ca și noi. Și s-ar bucura foarte tare să vină părinții și să spună, da, e un spectacol la care îmi duc copilul. Astea fiind spuse, dragi prieteni, vă spun o seară frumoasă, vă spun să fiți cuminți, să fiți frumoși și mergeți la teatru. Mergeți pentru că o să vă facă bine sufletul. La revedere!